În sala de spectacole au fost prezenți elevi de la școala gimnazială Lucian Grigorescu din municipiul Medgidia. Micuții au fost impresionați de povestea copiilor răpiți de către Regina Bogăție, dar și de sacrificiile mamelor. Adaptat la povestea cu același nume, spectacolul s-a dorit a fi educativ și a transmis publicului emoția și dragostea unei mame, care își dă până și inima pentru a-și salva copiii. E bine copiilor să le mai amintim, nu cu reproș, Doamne ferește, dar să le facem cunoscut că sunt anumite rele în lumea asta, cum e foamea, cum e setea, războaiele, necazurile și că cineva luptă împotriva lor. Până la sacrificiu suprem, până la inima pe care și-o dau. De la cel mai mic și până la cel mai mare, actorii au reușit să transmită publicului dragostea pentru teatru și l-a ajutat să extragă învățăminte importante pentru viață. Mama își iubește foarte mult copilul și face orice pentru el. Mă ajută mereu, îmi e alături și la bine și la rău. Mama face orice pentru mine și o iubesc. Regizorul Aurica Enea spune că piesa are rolul de a le reaminti din când în când copiilor câtă muncă depune o mamă și mai ales câtă dragoste există în sufletul ei. Mi-au spus după ce am citit-o și a spus, Doamnă, dar e tristă. Nu-i nimic, în viață există și lucruri triste și voi trebuie să le cunoașteți și să luptați împotriva lor. Pe viitor, Aurica Enea și micii artiști de la Clubul Copiilor din Medgidia le pregătesc iubitorilor de teatru și alte surprize.